Golden Hour, emisiune alimentată seară de seară la un izvor de optimism. Apa izvoarele Călimani, cu Jesse Baneș la Gold FM. Bună seara, îi spun invitatei mele, Luminița Aristea. Bine te-am regăsit, Luminița. Sperăm că ești bine, că ești sănătoasă și abia așteptăm să ne transmiți cum sunt astrele, cum vor fi astrele pentru fiecare în parte, dar și la modul general, în martie 2024. Bună seara, Jessie, bună seara ascultătorilor Golden Hour. Sunt aici ca să vedem ce se va întâmpla în luna martie, care bate la ușă, da? Hai să vedem ce se întâmplă. Luna martie cred că este una din, în general, în fiecare an, este una dintre cele mai interesante și mai pline de evenimente luni pentru toate semnele zodiacale. De ce? Fiindcă pe măsură ce intrăm în a treia lună a anului, practic planetele care transitează pe cer ne aduc noi oportunități, noi schimbări de evoluție și creștere. Și mai e ceva, în luna martie are loc această trecere la un nou an astrologic și astronomic, deci la data echinocțiului de primăvară, când soarele intră în berbec, începe un nou an astrologic, un nou an astronomic. Deci acum suntem în această fază de finalizare a anului astrologic, care a început la echinocțiul de primăvară din anul 2023 și poate de aceea, nu știu, poate ne simțim mai moleșiți, poate ne îmbolnăvim mai ușor. Este faza aceasta de finalizare și de pregătire ca să facem față energiei berbecului, energiei de foc a berbecului, care de-abia așteaptă, tropăie așa din copite ca să vină să se manifeste. În luna martie avem patru planete care schimbă semnul, patru ingresuri ale planetelor. Mercur va intra în berbec, acum este în pești și încă ne mai dă această doză de intuiție, empatie, creativitate, da, și melancolie, da, și poate ușoară confuzie, și va intra în berbec din 10 martie, Venus intră în pești în 11 martie, soarele, așa cum am spus, la echinocțiul de primăvară, în data de 20 martie, puteți să notați ora 5, dimineața 5:07, are loc echinocțiul de primăvară, adică ziua este egală cu noaptea și începe un nou an, așa cum am spus, astrologii și astronomii, și începe și sezonul de primăvară, se încheie iarna, da? Să sperăm că o să se nu mai avem zăpadă. Și în 23 martie, Marte va intra și el în pești. Și avem și două lunații. Avem o lună nouă în pești, o lună nouă frumoasă, ezoterică, misterioasă, în data de 10 martie, la ora 11, la gradul 20 și 16, și avem și prima eclipsă. Deci de ce mai e importantă această lună? Fiindcă începe sezonul eclipselor de primăvară și avem prima eclipsă, e cam de vreme, așa, față de alți ani când eclipsele erau în aprilie, în mai, acum o luăm așa în forță. Are loc în 23. 5 martie, prima eclipsă penumbrială de lună în balanță la ora 9 și la gradul 5:07. Deci este această trecere revoluționară, da, de la iarnă la primăvară. Așteptăm schimbări pozitive. Nu este o perioadă comodă, dar să nu ne așteptăm că va fi totul lapte și miere, relaxare. Nu, din contră, nu avem voie să zăbovim. Acum, da, până la echinocțiul de primăvară ne mai lingem rănile și mai vedem ce s-a mai întâmplat în anul acesta astrologic care se încheie, dar începând cu echinocțiul de primăvară avem treabă și practic dacă ar fi să vedem luna martie, este ca un start, știi, când ne uităm la cursele de la televizor, un start al unei curse în care ne aliniem, în care căutăm cea mai bună poziție, dar în primul rând este important să ne aliniem cu noi, da, să luptăm cu noi și să depășim în această perioadă nepăsarea, lenea, amânarea pentru ceea ce va veni nou în viața noastră. Fiindcă luna martie este o lună susținătoare, o lună cu influențe puternice și pozitive. Hai să vedem pentru fiecare zodie în parte, da, ce ne rezervă această lună. Berbec.
Acum este luna în care berbecii, după data de 23 martie, după data de 20 martie, când are loc echinoxul de primăvară, încep să-și aniverseze zilele de naștere. La mulți ani berbecilor care sunt născuți în luna martie, dar berbecii în această lună, practic, sunt sfâșiați așa între dorința de a fi în libertate, de a face ce doresc ei, și în același timp această nevoie a lor de a sta cu ei în acest dialog interior, fiindcă avem aceste planete în pești care sunt în casa 12, în casa viselor, în casa subconștientului, și au nevoie și de această perioadă în care să stea cu ei, fiindcă în esență, berbecii trebuie să înțeleagă că luna martie este ca o monedă cu două fațete, da? Și au nevoie de introspecție pentru a se pregăti de viitoarele acțiuni. Mercur, planeta comunicării, intră acasă la berbeci din 10 martie, le aduce mai multă putere, mai multă persoasiune, un intelect mai clar. Luna nouă în pești din 10 martie deschide noi porți, noi căi de a explora lumea secretă. Vă recomand în această sau în jurul acestei date, cu 3 zile înainte, 3 zile după 10 martie, să practicați meditație, să vă odihniți, să vă reîncărcați, fiți atenți la vise și la intuiție. Până în 11 martie, când Venus va fi în Vărsător, puteți avea experiențe emoționante în care poți să alterneze diferite stări de iubire, poate neînțelegere în planificarea viitorului alături de partener, dar Venus va părăsi această energie mentală a Vărsătorului și din 11 martie începe să tranziteze zodia Pești, unde se simte bine, este în exaltare și vor fi încurajate aceste manifestări de creativitate, intuiție, manifestarea talentelor și chiar berbecii pot să câștige bani de pe urma proiectelor pe care le vor lansa. Notați data de 20 martie, echinoțiul de primăvară, soarele vine acasă la zodia berbeci, le dă acest boost necesar pe care l-așteptau așa ca o gură de aer, de energie. Este cea mai prolifică perioadă pentru berbeci. Începe o nouă revoluție solară și este important ca acum berbecii să-și lanseze, să dea drum în univers la intenții, astfel încât să universul să le asculte intențiile și să vadă ce vor construi în următorul an. Berbecii se vor simți actorii principali în viața lor, crește adrenalina și este timpul pentru ei să stea în lumina reflectoarelor și să facă lumea să se încline în fața lor. Guvernatorul berbecilor este Marte, este în Vărsător, va rămâne până în 23 martie și îi va susține pe berbeci la nivel mental, cu ambiție, cu energie, pentru a-și urma visele, obiectivele, speranțele. Iar după 23 martie, Marte începe să tranziteze acest sector mai special al confidențialității, relației cu tine însuși, al karmei, unde vor lucra în spatele ușilor închise. Pot să se ocupe berbecii și de lucruri secrete, pot să se confrunte cu aspecte psihologice legate de ei. Și ultimul moment astral din această lună pentru berbeci este eclipsa de lună plină în balanță din 25 martie, are loc în casa relațiilor, deci foarte, foarte important, un moment important pentru ei și este vorba de iubire, posibile schimbări în viața berbecilor, poate posibile întorsături ale destinului sau actualizări ale unor situații din viața berbecilor. Deci foarte multă agitație în această lună pentru berbeci. Taur. Aceasta este luna în care taurii își vor clarifica intențiile. Taurii vor jongla și ei cu diferite aspecte din viața lor, le vor vedea progresând la nivel personal, profesional. Jupiter, care este planeta norocului, continuă să tranziteze acasă la taurii, ajută foarte mult, este una din cele mai norocoase perioade pentru ei. Dar atenție, fiindcă dacă așteptați să vină ceva așa către voi, știți cum e, pică pară mălăiață în gura lui nătăpleață, nu o să se întâmple acest lucru, fiindcă trebuie să și inițiați ceva, trebuie să și faceți ceva. Este necesar, este esențial să acționați, să avansați pentru a vă crea
viața visurilor voastre. Fiindcă acest lucru îl faceți pentru următorii 12 ani. Jupiter va reveni în Taur de-abia după 12 ani. La luna nouă în Pești se pot pune bazele unor colaborări profesionale, colaborări creative la care v-ați gândit, setați-vă intenții. Da, taurii vor aștepta cu nerăbdare în această lună martie să prindă mai mult curaj și să depășească obstacolele care l-au mai ținut, i-au mai ținut pe tauri blocați. Viața profesională a taurilor va fi mult mai alertă în această lună. Venus orbitează domeniul carierei până în data de 11 martie și va aduce multe aplauze, recompense, realizări, în timp ce Marte va rămâne mult mai mult aici până în 23 martie și probabil că veți munci, veți acționa din greu pentru a urca pe această scară a carierei și veți putea să faceți progrese majore în domeniul profesional, poate veți fi și invidiați de ceilalți. Dacă doriți să căutați un alt loc de muncă, puteți să vedeți că aveți foarte multe alte opțiuni. După 11 martie, Venus, care este și guvernatoarea Taurului, va tranzita zodia de exaltare, Pești, și veți deveni mai sociabili, veți câștiga mai mulți fani, vă veți întâlni cu persoane noi, veți parafa noi contracte și veți susține proiectele voastre de viitor. În 20 martie, Soarele începe să transiteze zodia Berbec, începe pentru voi o perioadă de introspecție, reevaluare, dialog interior de care aveți acum nevoie. Marte intră în Pești, în casa 11 a rețelelor sociale, a prietenilor, a gândurilor, a proiectelor de viitor. Sprijină-te pe prieteni, propulsează-te cu ajutorul conexiunilor pe care le-ai făcut deja cu această energie cosmică, te vei simți mai popular, te vei amesteca în mulțimea oamenilor, vei socializa mult mai mult și poate vei fi mai activ, vei merge la evenimente pline de farmec și îți vei extinde rețeaua sau rețelele sociale din care faceți parte. Și ultimul eveniment al acestei luni pentru voi, dragi tauri, este această eclipsă de lună în balanță din 25 martie, care lucrează pentru voi pe casa muncii, pe casa serviciului, a productivității, eficienței muncii. S-ar putea să te muți de la un loc de muncă la alt loc de muncă. În același timp, dacă nu te interesează foarte mult sectorul acesta legat de muncă, s-ar putea să-ți reevaluezi echilibrul dintre muncă și viață și să faci schimbări, să aduci noi obiective legate de o stare mai bună de sănătate, o dietă, un stil de viață sănătos. Gemeni. Martie 2024 este o lună importantă și pentru gemeni, fiindcă gemenii vor simți că cosmosul, astrele împing așa în direcții noi și în primul rând cele mai importante teme sunt legate de carieră, planuri ambițioase. Este un moment important această lunație, luna nouă în Pești din 10 martie, pentru a reseta intențiile gemenilor și pentru a clarifica mai bine ceea ce doresc să realizeze, să fie mai vizibil, să-și îndeplinească visele și dezideratele. Acum, cu Marte în Vărsător până în 23 martie, s-ar putea să, ca gemenii să muncească din greu pentru ca să adauge noi acreditări în CV-ul lor, multe activități în zona aceasta intelectuală, scris, vorbit, învățat, o serie de lucruri legate de educația academică, fiindcă gemenii sunt preocupați, de fapt ei sunt foarte, întotdeauna sunt foarte preocupați de creșterea personală. Acum sunt preocupați poate și de călătorii mai peste mări și țări, poate chiar să imigreze, poate chiar să-și îmbrățișeze spiritualitatea. Indiferent ce veți face, dragi gemeni, indiferent încotro o veți apuca, vă veți simți împuterniciți pentru schimbare. 20 martie la ora 5:07 vine echinocțiul de primăvară și se dă startul unei perioade de o lună în care vă veți concentra pe relațiile de prietenie, activitățile de binefacere, sprijinirea organizațiilor fără scop lucrativ, sprijinirea proiectelor sau categoriilor de persoane defavorizate. Marte în Pești, după data de 23 martie, alături de Venus în Pești, indiferent dacă ai propria afacere sau lucrezi pentru o companie, vei fi uimit de
ideile noi care vin către tine, de proiecte în care ești cooptat sau de șansele care vin către tine fără măcar să gândești. Acum, sprijinul acesta astral este destul de mare și dacă dorești să schimbi locul de muncă, ai acum șansa să schimbi și locul de muncă. Eclipsa de lună în balanță din 25 martie vă aduce noi perspectivă într-un alt domeniu care vă interesează, vorbesc de viața romantică. Puteți să deschideți ușa relațiilor sau proiectelor creative. Dacă întâlniți pe cineva, s-ar putea să simțiți acea scânteie, da? Și nu ratați ocazia, poate să leagă ceva. Sunt o serie de teme care sunt acum foarte prezente cu ocazia acestei eclipse. Dragostea, iubirea, fertilitatea, copiii, hobby-urile, sportul sau creativitatea. Da? Deci, indiferent de ce vă arată universul, indiferent care sunt dorințele voastre personale, nu ratați să fiți atenți la mesajele pe care le primiți și să vedeți ce aveți de făcut. Fiindcă această eclipsă de lună se va manifesta foarte mult la nivel subtil, la nivel interior. Rac. Ei, uite că pentru Rac această lună martie parcă e mai pașnică față de celelalte zodii și racii sunt mai absorbiți așa de vibrațiile acestea neptuniene din timpul acestui sezon al peștilor. Racii rezonează cu energia peștilor, dar să fie atenți racii la răceli, fiindcă sunt mai predispuși, da, să răcească, da, Jessie, așa și... Luminița, ai nimerit-o perfect. Eu n-am vrut să spun celor care ne ascultă că am răcit ca să nu le transmit așa din starea mea, deși mă strădui să par că sunt bine, dar pe mine m-a lovit direct, să zic așa, dar ține puțin. Zi-mi acum, nu? Ține puțin. Bun, perfect, ok. M-am liniștit. Da. Multă sănătate oricum. Mulțumesc. În prima parte a lunii racii vor avea idei inovatoare, vor prospera din punct de vedere financiar, lucru care va fi remarcat de persoanele din jurul lor. Până în data de 23 martie, și cheltuielile ar putea să crească, fie că este vorba de o serie de investiții pe care racii doresc să le facă sau o serie de sume pe care doresc să le plătească. Deci racii vor câștiga, dar în același timp vor și cheltui banii, așa încât să fie atenți la modul în care își cheltuie banii. Luna nouă în pești din 10 martie este un moment foarte fain pentru a-și planifica noi călătorii, noi excursii, deci Jessie, poți să-ți deja să îți faci planul pentru anul viitor, e vorba de excursii în străinătate, sau pentru a începe noi cursuri în zona educației sau în domeniul spiritual. Această lună nouă în pești este urmată de tranzitul lui Venus în pești a doua zi, 11 martie, și de tranzitul lui Marte în pești în 23 martie și le va da racilor multe oportunități de a ieși din zona de confort, de a îmbrățișa noi orizontul, de a-și deschide această percepție asupra lumii și vieții, și sunt domenii posibile pe care racii le vor targeta, să spun așa, călătorii internaționale, relații cu străinătatea, industria medie, da, media, deci exact, o să ai foarte multă activitate, prevăd că o să fii din ce în ce mai ocupată, sau implicarea în mediul academic sau spiritual. Jupiter, planeta norocului, tranzitează în mișcare directă sectorul acesta legat de planurile de viitor, de prietenii, și te vei simți mai binecuvântat de univers și în același timp în mijlocul oamenilor. Deci asigură atenție prieteniilor, asigură atenție persoanelor noi care intră în viața ta. Eclipsa de lună din balanță din 25 martie poate să vină așa să zguduie puțin viața domestică, adică te vei simți mult mai emoțional, o intensitate emoțională mult mai profundă și s-ar putea să fii mai concentrat, racii, să fie mai concentrați pe trecut, pe familie, pe părinți sau pe o anumită situație care poate să apară acasă. De exemplu, pot să apară
e posibil să te muți, să renovezi, să faci o reparație sau să dorești să faci o investiție. Sau pot să apară știri provocatoare legate de familie sau de unul din părinți. Da? Sau poate să apară, să spun așa, plecarea unei rude. Da? Și atunci trebuie să intervii în acest proces. Deci vei fi mai concentrat spre finalul lunii în această legătură, conexiunea directă cu familia. Leu. Pentru Leu, luna martie, practic, este o lună de propulsare a leilor cu viteza luminii. Jupiter continuă să tranziteze acest sector al carierei pentru Leu, le asigură oportunități leilor de a urca din ce în ce mai sus, poate de a-și schimba calea profesională. La începutul lunii există foarte mare agitație în zona aceasta de parteneriate, de relații, în special cu Venus, care este învărsător și care accentuează acest lucru. Până în 11 martie vine Marte, care va activa acest domeniu până în 23 aprilie și poate să aducă o mare energie în zona parteneriată. Deci această zonă deosebit de sensibilă pentru lei, adică găsirea unui partener pe termen lung în afaceri, da, poate un agent, un manager, un contabil, un asistent, un client sau în iubire, da, un partener de cuplu. Munca în echipă va fi foarte importantă pentru lei, dar oricum există o creștere a tensiunii, dar lei sunt capabili să facă față acestor tensiuni. Luna în Pești din 10 martie pune accent mare pe anumite aspecte financiare, bonusuri, decontări, poate o moștenire, poate o donație, dar în același timp și cheltuieli mai mari, da? Sau investiții în zona aceasta mobiliară, da? Sau imobiliară. În schimb, veniturile partenerului leilor ar putea fi afectate, punând în lumină aceste cheltuieli care vin. Acum se pare că urmează pentru lei în această perioadă, am spus, cu luna nouă în Pești în 10 februarie, cu Venus în Pești din 11 martie și cu Marte din 23 martie, Marte în Pești, urmează o perioadă cu cheltuieli, cu monetizarea acestora, așa încât fiți atenți la zona aceasta financiară, poate vă găsiți un consultant, da, care să vă ajute să vă faceți un buget. Ultimul eveniment din această lună este eclipsa de lună plină în balanță din 25 martie și focusul, reflectorul se pune pe sectorul intelectual. Poate să vină această eclipsă cu anumite schimbări legate de ideile voastre, de mental, de comunicare, de învățat, de vorbit, puteți obține un contract important acum, da? Puteți să, poate să se maturizeze o ofertă pe care ați făcut-o, puteți lansa o afacere, puteți lansa un podcast sau puteți călători. Sau această eclipsă vă poate aduce și vești de la o persoană apropiată, frate, soră, în special mai în vârstă. Fecioară. Pentru Fecioară este de asemenea o lună importantă, fiindcă universul se aliniază în diferite modalități în această lună martie. Fecioara oricum îl are pe Jupiter în sectorul de expansiune, oferind această oportunitate de creștere personală și profesională. Și fecioarele să fie atente în jurul datei de 23 martie, fiindcă pot să se reactiveze o serie de teme care au fost blocate din anul trecut, poate legate de anumite procese pe rol, la tribunal, situații juridice încurcate sau de anumite studii academice sau de călătorii, afaceri internaționale, mass media, eforturi de a publica o carte sau un material sau chiar implicarea într-o comunitate spirituală. Pentru o mare parte a lunii, fecioarele vor fi concentrate pe productivitate, pe activitățile lucrative, serviciu, sănătate, fiindcă Marte, planeta energiei și acțiunii, va activa în aceste domenii până în 23 martie. De exemplu, puteți să vă concentrați pe finalizarea unor proiecte către un client. Puteți să vă extindeți afacerea dacă sunteți
liber profesionist, freelancer, sau puteți să vă găsiți un nou loc de muncă. Este un moment foarte benefic pentru a vă lansa noi obiective legate de o dietă sănătoasă, un stil de viață sănătos, sau în același timp să găsiți căi de vindecare. În această lună se vor pune în evidență, da, sub lupă parteneriatele, relațiile de muncă și în echipă, și calea către acest domeniu este deschisă de această lună nouă în Pești din data de 10 martie. Tot aici în Pești, în domeniul relațional, va începe să activeze Venus, planeta iubirii, planeta relațiilor din 11 martie și ulterior Marte în Pești din 23 martie. Și sunteți în această perioadă într-o dispoziție de a face planuri pe termen lung cu un partener, fie partener de iubire, fie partener de cuplu. Puteți să fiți nerăbdători, să vă logodiți, să vă căsătoriți, să vă mutați împreună. Dar, atenție, dacă nu sunteți în aceeași undă cu partenerul, dacă relația scârție, atunci puteți să discutați cu partenerul o posibilă despărțire. Dacă sunteți singuri, este un moment minunat pentru a vă găsi un partener. Din 20 martie, odată cu intrarea soarelui în Berbec, concentrarea va fi pe zona aceasta, pe procesul vostru legat de evoluție, aspecte financiare sau relațiile intime cu partenerul, și ultimul eveniment din lună, eclipsa de lună penumbrială în balanță, va avea loc la voi în sectorul financiar, așa că săptămânile din jurul eclipsei, înainte de eclipsă, după eclipsă, pot să vă aducă vești, fie despre venituri foarte mari, despre cheltuieli foarte mari, poate o factură mai mare sau poate o creștere bruscă a unor resurse, intrarea unui client profitabil, indiferent de dacă veți câștiga sau dacă veți cheltui. Este foarte important să vă echilibrați și să vă evaluați acest buget, să fiți foarte, foarte, să aveți claritate în legătură cu resursele pe care le aveți și posibilitățile de a cheltui aceste resurse. Balanță. Pentru balanță, ce să spun? Luna martie este o lună monumentală, deci este o lună extrem de importantă și evenimentul vedetă de departe pentru balanță este această eclipsă penumbrială de lună care are loc acasă la balanță, în data de 25 martie. Este un moment karmic, da? Este un element, un moment cu energie puternic karmică, care practic se va manifesta întreaga lună, va avea influență asupra balanțelor în toată luna martie și care va pune reflectorul asupra planurilor și relațiilor balanțelor, fiindcă balanțele pot să descopere că sunt în centrul atenției celorlalți, pot să recunoască din punct de vedere emoțional că o relație cu o persoană cu care sunt angajate poate și-a depășit scopul, poate este timpul să renunțe și să se hotărască. Cu greu, într-adevăr, nu e ușor pentru balanțe să meargă mai departe pe propriul drum. Este o perioadă foarte intensă, foarte importantă pentru balanța, această eclipsă, așa încât să balanțele trebuie să-și țină antenele ridicate. Celelalte evenimente sunt și ele importante, nu atât de intense, dar haideți să le menționăm și pe acestea. Venus, guvernatoarea balanței, va sta în zodia Vărsător, în zona legată de pasiune și de iubire, până în data de 11 martie, alături de Marte, care va rămâne aici în arenă până în 23 martie. Și sunt oportunități pentru balanțe legate de întâlniri, romantism, hobby-uri, copii, distracție, sport. Dacă balanțele activează în zona artistică, se vor simți mult mai creative. Dacă au copii, vor fi mult mai apropiate balanțele de copii. Dacă doresc să procreeze, este o perioadă foarte, foarte bună. Din 20 martie, soarele intră în Berbec, la echinocțiul de primăvară, și, bineînțeles, va pune din nou reflectorul pe relații și parteneriate. Și o altă temă majoră este despre muncă, deci balanțele, în afară de iubire, de relații în această lună, vor și munci, muncă, productivitate, eficiență, și vor fi foarte ocupate cu rutina lor zilnică și acest echilibru între viața
între viața privată și muncă. Pot să continue cu proiectele mari, să construiască afaceri sau să găsească un nou loc de muncă. Hai să vedem scorpionii. Luna martie este și pentru scorpioni o lună importantă pentru relaționare, în condițiile în care Jupiter este, transitează zodia Taur și transitează casa a șaptea. Da? O lună foarte puternic relațională, după cum vedem. Și putem să observăm o creștere, da, a activității scorpionilor în jurul parteneriatelor și pentru a face planuri pe termen lung. Dacă scorpionii sunt singuri, este acum momentul, dar poate să fie un moment favorabil să-și găsească o pereche. Acum, scorpionii trebuie să fie atenți, să acorde atenție știrilor, informațiilor, cheie, persoanelor care intră în viața lor și în același timp, această perioadă poate să pună accent și pe luarea unor decizii importante legate de stabilitatea în iubire, un nou partener, o relație stabilă cu partenerul de cuplu, fertilitate, dacă doresc să aibă un copil sau nu, sau în jurul copiilor. Este foarte multă energie pentru scorpioni, mai ales după data de 23 martie, în jurul casei. Casă, familie, lucrurile acestea domestice, fiindcă Marte este guvernatorul planetar al scorpionului și tranzitează domeniul de familie. Și atunci s-ar putea vedea foarte ocupați cu mutări, cu renovări, cu relocări, cu redecorări, da? Sau concentrați pe afaceri imobiliare. Pe de altă parte, pot să ajute persoanele din familie, în special un părinte, și pot să apară o serie de provocări la nivel emoțional, așa încât e nevoie pentru scorpion să-și regăsească stabilitatea, centrarea. Totuși vin și vremuri mai bune, vremuri de distracție, după data de 23 martie în special, dar se deschide poarta acestei perioade din 10 martie cu luna nouă în Pești și din 11 martie cu Venus în Pești. Și este o perioadă norocoasă, o perioadă în care scorpionii sunt concentrați și pe relaxare, deci nu numai pe muncă. Își doresc un partener și le recomand scorpionilor să nu aștepte să vină partenerul la ei, da, să se ducă și să vadă, să exploreze, da, și să-și găsească poate un partener pe care îl doresc. Cuplurile, scorpionii care sunt deja în cuplu pot să reaprindă această scânteie a iubirii, pot să se concentreze pe hobby-uri, pe sport și pe creativitate. După 20 martie, odată cu intrarea soarelui în berbec, scorpionii se vor ocupa mai mult de serviciu, de relația cu colegii, cu șefii, cu starea de sănătate. Și ultimul eveniment este această eclipsă de lună în balanță, are loc în casa 12-a, da? Deci spre sfârșit de lună, scorpionii parcă se mai domolesc puțin, au nevoie de mai multă intimitate și au nevoie de a închide, este și o casă a închiderilor, o casă karmică, să închidă anumite subiecte din viața lor, au nevoie poate de un consilier, de un psiholog, de un terapeut care îi pot ajuta foarte, foarte mult. Această eclipsă poate să scoată foarte multe anxietăți secrete în viața scorpionilor pe care le recomand să le lucreze. Săgetător. Luna martie aduce pentru săgetători un vârtej de emoții, oricum ei sunt așa tot timpul într-o stare de agitație, dar în același timp apar și oportunități, apar la orizont pentru săgetători. Acum este foarte important să știe săgetătorii că Jupiter, care este guvernatorul lor și este în Taur, este în mișcare directă acum și va ajuta foarte mult în niște probleme, le va da vești bune, le va crea un context de oportunități pentru niște probleme legate de poate de sănătate, poate de serviciu, care au fost blocate în anul trecut, din toamna trecută. Și acum se deblochează și încet, încet își găsesc rezolvare. Marte activează zona intelectuală, zona deplasărilor pe distanțe scurte până în data de 23 martie,
ați putea să călătoriți mai mult în această perioadă, să faceți naveta sau să lucrați foarte mult în zona acestor proiecte academice, să comunicați, poate public speaking, sau să învățați, să vă actualizați site-ul, să vă faceți cărți de vizită, să finalizați un contract sau să lucrați la un podcast. În același timp, este important în această perioadă să vă întâlniți cu frații, cu surorile, cu verișorii, cu vecinii și să discutați mai mult cu ei. Pe măsură ce planetele continuă să tranziteze, vă veți concentra mai mult pe casă, pe familie, pe treburile voastre interne. Luna nouă în Pești, din data de 10 martie, aduce o stare de dispoziție, de bună dispoziție, de pace. Din 11 martie vine și Venus în Pești, care accentuează această stare. Marte aduce activitate și concentrare maximă în domeniul peștilor după data de 23 martie și acest lucru ar putea să energizeze toate planurile pe care le aveți legate de proiectele de familie, proiectele imobiliare, mutare, renovare, relocare, redecorare. Da? Mulți dintre voi poate s-ar putea să simțiți nevoia să vă distrați, să vă chemați musafiri acasă, rude, să faceți petreceri sau să ajutați persoanele din familia voastră. Dacă apar tensiuni, s-ar putea să apară tensiuni în familie, în relațiile de familie, faceți tot posibil să gestionați aceste probleme cu multă, multă compasiune. Din data de 20 martie, soarele intră în berbec și veți acorda atenție pentru următoarea lună iubirii, manifestării hobby-urilor și vă veți mai și relaxa. Eclipsa de lună, penumbrială de lună din 25 martie are loc în casa 11, este o energie care are ecou înainte de această dată de 25 martie și după această dată pot să apară întâlniri alături de suflete pereche, puteți să petreceți timp cu persoane pe care le apreciați, puteți să rezolvați o serie de aspecte și chiar puteți să cereți favoruri, da, de la persoane care știți că pot să vă ajute, prieteni, colegi sau persoane din comunitatea voastră. Capricorn. Ei, martie, din acest an, luna martie, aduce energii interesante și pentru Capricorn. În primul rând, practic, energia se va concentra mai mult pe pasiune, pe dragoste, pe creativitate, pe hobby-uri, pe îmbrățișarea dorințelor inimii. Și toate aceste lucruri au cam fost blocate în ultimul timp, dar acum, din fericire, toate aceste activități rămase, să spun așa, pe stand-by din anul trecut, se pot debloca, puteți să reluați legăturile, poate cu un iubit, o persoană importantă din anul trecut, puteți să vă regăsiți cu un suflet pereche, puteți să aveți o inspirație bruscă pentru un proiect sau puteți să primiți o știre despre un copil sau despre o sarcină. Începutul lunii aduce o mare atenție asupra veniturilor, asupra cheltuielilor, locul de muncă. E dinamizată această zonă de interes de prezența lui Marte, învărsător în sectorul financiar. Pe de o parte, vă veți concentra pe generarea de bani, mai mulți bani, mai multe proiecte, mai multă muncă, dar ați putea în același timp să și plătiți. Trebuie să plătiți probabil taxe, impozite sau veți face niște achiziții mai mari, niște investiții. Din fericire, ar putea exista o gură de aer proaspăt în viața voastră pe măsură ce planetele migrează, da, în universul peștilor, în energia peștilor. Avem luna nouă în Pești, care deschide o ușă în data de 10 martie, avem Venus, care intră și ea în Pești în 11 martie și l-avem și pe Marte, care va energiza aceste teme după 23 martie. Și pentru cei implicați, persoanele implicate în activități educaționale, academice, de învățare, de comunicare, de publicare, pot să apară multe evoluții și progrese în următoarele săptămâni. Vă recomand să fiți activi pe rețelele de socializare, pe bloguri, pe website-uri, în zona aceasta de podcast, da?
fiindcă este posibil să observați o creștere, o dinamică a creșterii vieții voastre sociale. În 20 martie, soarele începe să tranziteze zodia Berbec la echinocțiul de primăvară, aduce un nou suflu în familie, în situația locativă pentru următoarea lună. Ultimul eveniment major este eclipsa de lună în balanță în casa a 10-a. Poate să însemne un moment de bornă, da, pentru voi, poate un sfârșit, o încheiere, poate un triumf în lumea profesională, poate să apare o recunoaștere a voastră, o promovare, sau puteți să fiți forțați, da, forțați așa din punct de vedere karmic, da, împinși de la spate, fiindcă nu mai este locul vostru acolo, să părăsiți locul de muncă pentru a găsi un alt loc de muncă mai bun. Unii dintre voi puteți constata că nu sunteți împliniți, că nu vă place ceea ce faceți și puteți să găsiți o nouă rută, puteți să schimbați chiar domeniul în care activați industria. Indiferent ce se întâmplă la această eclipsă, nu uitați că tot ce se întâmplă este de natură karmică și nu prea puteți să vă opuneți. Vărsător. Ei, vărsătorii, de asemenea, o zodie foarte, foarte activă și în această primăvară. Deja vărsătorii au intrat în forță din iarnă, da? Din luna ianuarie, când Pluto a intrat în vărsător. Vărsătorii sunt în proces de construcție, da? Ei sunt constructorii. Ei își construiesc o viață nouă, au de face cu experiențe transformaționale, intense, dar în același timp pot să fie și dureroase, fiindcă Pluto este la ei acasă, Pluto, zodia, Pluto, planeta morții și a renașterii, și Pluto practic va oferi vărsătorilor această moarte a vechilor vieți și pentru următoarele decenii, pentru două decenii, pentru următorii 20 de ani, îi va ajuta pe vărsător să-și reconstruiască un nou viitor, un alt eu. Luna aceasta însă avem la dispoziție și alte energii. Venus, planeta frumuseții, a plăcerii, tranzitează zodia vărsător, este acasă la vărsător până în 11 martie, aducând și oportunități de distracție, de râs, de creativitate, de răsfăț. Marte, planeta sexului, puterii și energiei, este și el în vărsător până în 23 martie și vă oferă, dragi vărsători, putere și pasiune. Și probabil că sunteți profund concentrați pe obiectivele voastre, pe inițiativele voastre personale. Este o concentrare așa ca efectul unei raze laser pentru a face schimbări. Acum, cel mai bun lucru este că toate aceste situații, aceste planuri, proiecte pe care le lansați acum vor avea puterea să continue, da? Să vă ajute să faceți această schimbare de personalitate în următorii ani. Din punct de vedere personal, este o lună bună pentru cei care sunt singuri și cei care doresc să-și găsească iubirea, pentru cupluri ca să-și reaprindă scânteia iubirii. Planetele vor continua să migreze în zona financiară și vărsătorii vor fi și ei foarte atenți în legătură cu veniturile lor, cu activele lor, cu investițiile lor, cu modul în care își cheltuie banii, și trebuie să fie foarte inteligenți și să fie foarte atenți. Luna nouă în Pești din 10 martie le deschide și lor o nouă ușă, le oferă, poate îi ajută să aibă acces la noi clienți, poate o ofertă de mărire de salariu, o nouă ofertă de muncă, dar în același timp să ia măsuri pentru aș gestiona mult mai bine și bugetul, da? Să muncească mai mult, dar în același timp să fie și eficienți în modul în care își cheltuie resursele financiare. Soarele capătă o putere mai mare după 20 martie, începe să tranziteze zodia Berbec și din 25 martie are loc această eclipsă de lună în balanță, care poate să aducă multă activitate în această zonă, în această axă legată de cunoaștere, de educație, studii academice, activități intelectuale, călătorii, afaceri internaționale, creștere spirituală sau proiecte media. Un punct de cotitură, o piatră de hotar, un sfârșit vor apărea probabil în acest timp și, bineînțeles, vărsătorii vor fi siliți să privească viața dintr-o altă perspectivă, dar lor le place acest lucru.
Și peștii, ultimii, dar nu cei din urmă, haideți să le urăm la mulți ani și peștișorilor, peștii care își sărbătoresc ziua de naștere în luna martie, la mulți ani să aveți o revoluție solară magică. Este sezonul vostru și veți primi și voi mult ajutor cosmic. Cu soarele în semnul vostru, în semnul zodiacal al peștilor, veți avea mai multă putere, mai multă dominație. Din punct de vedere al obiectivelor și afacerilor personale, cu toate acestea, relațiile vor avea în continuare o foarte mare importanță pentru voi, indiferent că vorbim de relații de iubire sau relații de afacere. Luna nouă în pește are loc în 10 martie, este cea mai frumoasă lunație pentru voi și vă încurajează să preluați conducerea în construirea vieții voastre așa cum ați visat-o. Puneți acum semințele, plantați semințele și acționați pentru a arăta universului ce vreți să se întâmple. De exemplu, dacă doriți să aveți succes, luați inițiativa și lansați ceva. Dar dacă doriți să fiți mai romantici sau să găsiți un partener romantic, fiți mai asertivi. Planeta frumuseții, planeta atracției, Venus, vă aduce grație, plăcere din 11 martie, ajungând acasă la voi în zodia Pești, în timp ce Marte, planeta unității, planeta energiei, planeta asertivității, vă oferă curaj și putere, acel războinic spiritual din data de 23 martie și după această dată puteți vedea, este timpul să vă construiți această cale înaintea voastră. Nu uitați să gândiți totul pe termen lung, fiindcă și Saturn este acasă la voi în zodia Pești, Saturn, planeta lecțiilor de viață și el vă ajută să vă conectați la obiectivele voastre și să vă confruntați cu adevărul. Din 20 martie, soarele în Berbec, este o lună bună pentru pești, urmează o lună în care va fi foarte favorabilă gestionării finanțelor personale, deci peștii vor avea șansă, vor avea oportunitate, vor avea drive, vor acționa pentru a câștiga mai mulți bani. În jurul datei de 23 martie pot să apară vești bune despre activități intelectuale, proiecte de comunicare, călătorii care au fost undeva blocate în toamna anului 2023 și acum se pot debloca. Și ultimul eveniment astral și pentru pești este această eclipsă penumbrială de lună în balanță care atinge apogeul în 25 martie și care poate să fie resimțită și înainte și după cu câteva săptămâni. Are loc la pești în casa 8-a și vă poate solicita să poate să faceți niște plăți importante legate de investiții, de poate o moștenire, să primiți o moștenire, poate niște sume de bani pe care trebuie să le împărțiți cu rudele, dar nu exagerați să cheltuiți, fiindcă puteți să ajungeți să regretați. Cam aceasta a fost luna martie pentru fiecare zodie. Ai văzut, Jessica, da. Nu ne plictisim în această lună. Nu, păi iată, vine și primăvara, vine 1 martie, este și prima lună din zodiacul occidental, să zic așa, sunt multe schimbări, avem și echinocțiu și o eclipsă, este plină această lună, după cum ne-ai spus și tu, Luminița, și îți mulțumesc frumos pentru toate informațiile. Voiam să te întreb dacă ne recomanzi pe echinocțiu sau pe eclipsă să facem vreun ritual. În general, la eclipse, în special când noi avem acum o eclipsă de lună. Deci eclipsele de lună sunt foarte puternice, fiindcă e vorba de conexiunea noastră la subconștient. Și eu nu recomand ritualuri când avem eclipse de lună, fiindcă fiind aceste energii puternice, de exemplu, dacă vrem să încărcăm niște cristale sau să facem un ritual, este o energie karmică. Nu știm, sunt lucruri pe care nu le cunoaștem și atunci este bine să evităm să facem ritualuri. Nu putem decât să ne conectăm, să fim atenți, să fim atenți la sincronicități, să fim atenți la vise, să fim atenți la mesajele pe care le primim. Da? Dar la echinocțiu, da, putem, cu ocazia este acest
Echinocțiu este această trecere, da, dintr-un an, un an astrologic în alt an astrologic, și putem să facem, spre exemplu, putem să ne lansăm intenții pentru nou an, facem o evaluare a ce am făcut, a ceea ce am făcut în anul trecut, vedem dacă sunt lucruri rămase, restante, putem să le reportăm ca la contabilitate, dar le aducem în noul an, vedem ce obiective avem, putem să, nu știu, să facem un ritual, să extragem o carte oracol, un mesaj și să ne punem o intenție pentru noul an care stă în fața noastră. De fapt, noul an acum este, nu este pe 1 ianuarie. 1 ianuarie este noul an calendaristic, da? Care este în subconștientul colectiv, dar anul începe acum, la echinocțiul de primăvară, acest an și astronomic și astrologic, care este conectat la ritmurile naturii. Îți mulțumim frumos, Luminița, pentru tot ce ne-ai spus în seara asta și te îmbrățișăm și să ne vedem cu bine data viitoare. Așa să fie. Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Luminița Ristea cu previziunile astrale pentru luna martie. Dacă n-ați apucat să ascultați emisiunea de la început, o găsiți pe canalul meu de YouTube, Jessy Baneș, sau pe goldtv.ro, chiar și pe Facebook-ul radioului.